Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș anunță suspendarea temporară a activității cinematografului 3D din cauza unor probleme de natură tehnică. Reprezentanții instituției vor reveni cu o nouă informare privind data redeschiderii după remedierea defecțiunilor. Momentan avem o problemă tehnică de sunet și până la remediere am sistat activitatea pe cinematograf, dar ne gândim ca de luna următoare să modificăm puțin programul și în loc de două proiecții pe zi, cum aveam până acum pentru adulți, să avem o singură proiecție, pentru că nu am vrea să închidem totuși cinematograful.